Jack și vrejul de fasole. A fost odată un băiețel pe care îl chema Jack și care locuia împreună cu mama lui într-o colibă la țară. Cei doi erau tare săraci și abia dacă se ajungeau cu mâncarea de pe o zi pe alta. Așa că, într-o zi, mama îl trimise pe Jack la târg ca să vândă singurul lor avut, vaca. Pe drum, Jack se întâlne cu un negustor tare ciudat, care îi oferea câteva boabe de fasole, chipurile fermecate, în schimbul vacii. Încredințat că boabele acelea le vor aduce noroc și vor scăpa de sărăcie, băiatul și-a făcut târgul numai decât. Ajuns la acasă însă, mama sa mai să leșine de necaz. Fasole fermecată, se găia. Jack, omul acela și-a bătut joc de tine, iar tu, netotule, i-ai dat vaca de pomană. Foarte supărată, femeia aruncă boabele colorate pe fereastră și, drept pedeapsă pentru pocinogul făcut, îl trimise pe Jack la culcare fără să-i dea nimic de mâncare. Numică i-a fost mirarea lui Jack când se trezi la a doua zi și văzut un uriaș vrej de fasole, al cărei vârf trecea dincolo de nori, apărut taman pe locul în care mama sa zurlise mânioasă boabele. Băiatul prinse de îndată să se carcere pe vrej. Sus, 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 tot mai sus! Când ajunse la capătul vrejului, Jack se pomeni în fața unui castel cum nu se mai văzuse vreodată. Înăuntru găsi o sală uriașă în care, peste tot, zăceau grămezi de monede de aur. Și tot acolo se găsea și o masă, că toate zilele, încărcată cu o mulțime de talere pline cu bunătăți. Lihnit de foame, băiatul se cocoță pe masă și se puse pe înfulecat. Deodată, lui Jack îi ajunse la ureche un zgomot ciudat și, uitându-se în jur, tăcu cu ochii de un uriaș care ațipise într-un jilț și suroia. Speriat, Jack se dădu jos de pe masă și alergă către ușă. Încărță în fugă o mână de monede de aur, după care coboră cât putu de iute pe vrejul de fasole. În dimineața următoare, Jack urcă din nou până la castelul știut. De data asta, înainte de a pleca, înșucă găsca fermecata uriașului, care făcea o de aur. Numai că uriașul îl simți și dădu să pună mâna pe el. Băiatul scăpă ca prin minune și, coborând spre intent pe vrejul de fasole, cu uriașul pe urmele lui, țipa cât îl ținea gura. Mamă, mamă, adu repede toporul! Odată ajuns pe pământ, Jack puse mâna pe topor și tăie vrejul. Uriașul se prăbuși de la o mare înălțime și muri. Iar Jack și mama lui, având monedele de aur, dar mai ales căsca fermecată, avură parte de un trai fericit și îmbelșugat până la adânci bătrâneți. Sfârșit!